Intrarea principală a parcului din Valea Morilor, acolo unde se află și scoarul Doina și Ion Alda Teodorovici, are o nouă față, după ce autoritățile municipale au construit un havuz, au reabilitat pavajul, au instalat ghiveciuri pentru flori, bănci, coșuri de gunoi și, cel mai important, iluminat nocturn. Toate au fost posibile datorită unui agent economic privat, potrivit primarului general al capitalei, Ion Ceban. Le vom putea însă vedea doar după ce vom trece peste perioada stării de urgență în care ne aflăm, avertizează edilul. Anul trecut, autoritățile au finalizat construcția scărilor de granit din parcul Valea Morilor, în urma unui grant de aproape 20 de milioane de lei acordat de primăria municipiului București. Lucrările au durat mai bine de un an.